Adrian Ghenie, artistul Băimărean, celebru în toată lumea pentru picturile sale, donează o lucrare pentru cumințenia pământului. Anunțul a fost făcut pe Facebook de către ministrul culturii Corina Șuteu. Pictorul Adrian Ghenie, cel mai bine vândut artist român al ultimelor decenii, va dona un tablou pentru cumințenia pământului. Anunțul a fost făcut chiar de către ministrul culturii pe pagina personală de Facebook. Deocamdată nu se știe despre ce tablou este vorba, cert este că donația va fi făcută în avanpremiera unui eveniment de la Cluj în luna septembrie. Până la 1 august, pentru achiziția sculpturii Cumințenia Pământului s-au strâns mai puțin de 400.000 de euro din cele 6 milioane care sunt necesare, sumă care trebuie strânsă până în toamnă. Adrian Ghenie este absolventul Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca. Tânărul artist a devenit celebru pentru lucrările sale și a stabilit record după record în vânzările acestora. În prezent, Adrian Ghenie este singurul artist plastic român care a vândut lucrări cu peste 1 milion de euro. Doar lucrările lui Constantin Brâncuș au mai fost atât de apreciate.